Potrivit datelor Oficiului Județean pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie Sălaș, țara noastră a devenit cel mai mare producător de carne de miel din Europa. Coordonatorul oficiului, doctorul Ioan Kerekes, susține însă că românii consumă cea mai puțină carne de miel de pe bătrânul continent. Țara românească, România, este printre fruntașă ca efective de ovinie la nivel de Europa. Dar dacă ne vedem unde ne clasăm la în consumul de carne de oaie, spunem așa, mă, ăștia cum e posibil la un efectiv atât de mare consumul să fie așa de mic? De ce? La noi consumul de carne de ovină este un fel de tradițional. Numai într-o anumită perioadă, respectiv perioada sărbătorilor pascale, restul sunt cei numai care produc produse tradiționale sau având activitatea creșterii oilor, bineînțeles că ea consumă. Dacă ne gândim că sunt țări Noua Zeelandă, Australia, Marea Britanie, care consumă 40-45% din carnea totală de toate speciile, reprezintă carnea de ovină. Vorbesc de Norvegia. Adică Venim aproape în Germane, din consumul de carne. consumul pe pe de carne este carnea de ovină. Așa că aici putem spune că nu o mănâncă aia de nebun, nu o mănâncă, fiindcă o anumită calități. Și aici putem discuta calitățile carne de ovină, e legat de gust, miros, suculență, uh, aromă, tot ce vrei. Carnea de ovină sau vorbim de miei îngrășați conțin, conține mai mult calciu și fosfor decât carnea de bovină sau de alte specii. Bineînțeles că aici are o, -o parte altă negativă, nu conține atâta fier, dar ca și suculență și calitatea cărnii e extraordinară.